Dacă nu vor primi urgent bani, pompierii de la Gorj ar putea ajunge în situația de a nu mai avea combustibil pentru autospeciale cu care să intervină la solicitări. Cele de natură materială sunt în special la mijloacele de intervenție care funcționează cu combustibil. Avem o perioadă mai grea în momentul de față, în sensul că dacă nu vom primi banii de la eșalonul superior pentru achiziția de carburant, vom avea o problemă. Încercăm și la nivelul instituțiilor și autorităților din județ să primim sprijin în cazul în care nu vom primi banii. Rezerva de combustibil pe care o au le va ajunge pentru maxim 2 luni. În momentul de față, la un consum mediu estimat, mai avem carburant pentru aproximativ 2 luni. Dar nu putem ști cum evoluează situația operativă. Deci, din acest motiv, noi am insistat și la fel conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, inclusiv la convocarea la care am participat în perioada 2-4 octombrie, noiembrie la Oradea, a insistat la nivelul conducerii Ministerului să ni se aloce în regim de urgență fondurile necesare.